telefon cu noi domnul Ion Cristoiu. Bună ziua, domnule Cristoiu. Bună ziua. Conform surselor noastre, cei doi oficiali ar fi atins și subiecte de interes local, însă deocamdată nu știm care au fost acestea. Despre ce ar fi putut astăzi discuta Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis? Deci, nu trebuie să ne punem întrebarea ce a discutat. În cazul de față este vorba de ceea ce se vede. Deci au intenționat cei doi, dar mai ales Klaus Iohannis să se vadă. Și anume că președintele conlucrează cu premierul. Din ce au discutat, că puteau nici să nu discute, puteau ducă să bea o cafea și Dăncilă să plece. Deoarece între noi fie vorba, nu văd de ce trebuia atâta premierul să fie la Cotroceni să discute cu Klaus Iohannis despre stadiul pregătirii României pentru președinția Uniunii Europene care va fi în ianuarie. Între noi fie vorba, această președinție lasă impresia în manipularea românească ca fiind așa un fel de, nu dacă un fel de premiu pentru România. Nu, e a venit rândul României, a fost și Bulgaria înaintea noastră și nu văd de ce să ne pregătim de pe acum, pentru că până la urmă nu președinția asta temporară e cea care stăpânește Uniunea Europeană, ci marele puteri sau, în ultimă instanță, Comisia Europeană. Deci e limpede că s-a vrut să se dea un semnal foarte important, după părerea mea, pentru că până nu demult doamna Dăncilă era în viziunea președintului cineva care trebuie să plece, incompetent, ba chiar ea este și subiectul unei plângeri care nici acum nu a fost clasată de trădare. Deci totuși putem spune că știrea este președintele s-a întâlnit cu un alt trădătoare. Da. Deocamdată până la clasare, ea este totuși suspectă de înaltă trădare. Câte vreme se cercetează fapta ca și cum ar fi unele indicii a fost. Deci aceasta este semnificația. Știam mai de mult că există preocupări și la americani și la marele puteri, dar și la Uniunea Europeană în legătură cu acest război civil-politic. El nu convine, nu pentru că vom prelua Uniunea președinției, ci pentru că e nevoie și din partea americanilor și Uniunii Europene de o minimă stabilitate politică în România. Acest război a pornit din nimic, în chip absurd, nici măcar nu pot să spui că sunt niște mari interese în joc. Și știam, cred că am și spus într-o emisiune la Mihai Gâdea, că de fapt se pregătește, se dau tot mai multe semnale din afară în legătură cu potolirea celor două grupări în luptă. Iată că primul pas l-a făcut Klaus Iohannis, pentru că totuși putem să spunem că el a invitat-o. A făcut și Viorica Dăncilă că s-a dus. Bun. Deci, din acest punct de vedere, e un ordin, dacă putem spune așa, de sus, cu se mare, ca în România să se revină la o minimă pace politică. Dar în contextul în care se vorbește tot mai mult despre o presupusă, deocamdată, ordonanță privind amnistia, credeți că lucrurile vor merge tot așa, într-o atmosferă de pace între cele două instituții, mai ales că există zvonuri conform cărora astăzi președintele l-ar fi întrebat pe premierul României despre acest proiect? Eu nu cred în acest zvon, deoarece președintele României, care are atâția securiști în guvern, știe și până când se duce la toaletă Viorica Dăncilă. Hai să fim serios, este o poveste, că ea l-a întâlnit, era curios și a zis ce aveți de când se face. Faptul că nu s-a dus la ședința trecută este că știa, mai țineți minte cazul Grindeanu, că când s-a dus peste Grindeanu, ăla nici n-a apucat să ajungă la serviciu sau nu știu pe unde era și pe ce cafea. Deci nu, Klaus Iohannis prin oamenii ofițeri acoperiți care sunt în orice guvern al României și cu atât mai mult în guvernul PSD, știe orice mișcare. Eu, dacă vreau să mă întrebați, eu nu cred în povestea cu amnistia și nu pentru că ar exista din partea PSD al lui Liviu Dragnea o mare responsabilitate politică, ci pentru că e un
un gest atât de contra naturii și atât de contra politicii europene, încât nu-l văd pe Liviu Dragnea făcând acest gest și deci nu avea cum să fie o discuție. Repet, după părerea mea, povestea cu Uniunea cu președinția a fost un pretext pentru a da un semnal public că s-a început un minim proces de restabilire a minimei păci politice, a minimei stabilități, după o perioadă de tensiune mai mare decât cea dintre America și Rusia înainte de întâlnirea cu Donald Trump-Putin. Asta a fost semnificația. Sunteți de acord cu mine că era nevoie să ducă Viorica Dăncilă, că nu cred eu că trebuie pregătită de pe acum, cu mare tărăboi, nu știu, președinția noastră, ne spălăm, ne punem roche nouă, România, că e femeie de aia. Da. Mă rog.